În cartea Apocalipsa, la capitolul 2, cu versetul 17, stă scris: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă, și îi voi da o piatră albă, și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care îl primește. Textul pe care l-am ales face parte din făgăduința dată celor biruiitori. Din mesajele către cea de-a șaptea biserică din Apocalipsa. Făgăduințele pline de culori și de simboluri, și, în cazul multora dintre ele, de semnificație istorică, revelantă pentru contextul cultural în care au fost date, se repetă în structura acestor mesaje. Cât despre piatra albă promisă biruitorilor din Biserica din Pergam, aceasta este un simbol inteligibil pentru cititorii scrisorii altfel semnificația lui spiritual ar fi fost greu de descifrat. Cuvântul folosit este psefos, care înseamnă pietricele șlefuite de apă. Nu este vorba despre o piatră prețioasă, despre un diamant. Textul biblic adaugă adjectivul leuche, adică albă. Aceste pietricele fac referire la Tribunalele din vechime, în cadrul cărora judecătorii își exprimau verdictul prin intermediul unei pietre mici, albă dacă acuzatul era absolvit, și neagră dacă era condamnat. În afară de Apocalipsa, Noul Testament mai folosește același termen atunci când apostolul Pavel relatează momentul în care regele Agripa dă verdictul acuzator pentru condamnarea la moarte a creștinilor fapt, care este relatat în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 10. O pietricică albă se mai folosea ca bilet de intrare la festivitățile publice organizate de împărat sau de curțile regale. În anumite regiuni tribale, la sfârșitul unei ceremonii de inițiere, după jurământ, membrul tribului primea un nume nou și o pietricică albă sau un cristal de cuarț. Era simbolul unei alianțe sfinte și secrete. În Apocalipsa, culoarea alb simbolizează întotdeauna lucrurile cerești. Numele este expresia identității, a caracterului, și un semn al apartenenței, al adeziunii și al filiației, iar adjectivul nou se referă întotdeauna la noirea tuturor lucrurilor, la slava viitoare de care vor avea bucuria cei răscumpărați. Se poate presupune așadar că piatra albă pe care se află gravat un nume nou este o făgăduință pentru biruitorii absolviți de către Tribunalul Divin care le dă dreptul să intre la sărbătoarea cerească, la nunta mielului și mai mult, este un semn secret al aderării noastre la pactul veșnic cu Dumnezeu. Noul nume este expresia noi noastre identități, a unui nou caracter creștin, a schimbării definitive de către el însuși a naturii noastre păcătoase la revenirea sa pe norii cerului. Eu Vreau să primesc în ceruri o piatră albă. Dar voi!